Deseori, camerele video ascunse sunt instalate pentru securitate, dar uneori ele fixează asemenea lucruri la care nimeni nu s-a așteptat. Acum veți vedea cele mai interesante înregistrări ale camerelor de luat vedere. Dar înainte de asta, nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel ca să nu ratați cele mai interesante episoade. Așa că stoarceți butonașul de like și să începem! Ceea ce veți vedea acum, noi nici de cum nu putem explica din punct de vedere logic. Se pare că acest tip deloc nu s-a gândit unde va cădea acest pom. Mașină, casă, se pare că el e prea bogat și nu are când să se gândească la nimicuri. Fiecare șofer știe, este o eroare extrem de mare dacă uiți să tragi frâna de mână și totuși zilnic cineva o face și se pomenește în astfel de situații. O încercare fără sens. Când femeia a văzut cum automobilul ei se mișcă, a alergat instinctiv spre el. Era clar că nu va reuși să-l oprească, fiindcă automobilul e destul de greu. Fără noroc. În situații când automobilul nu a fost pus pe frână și el a pornit din loc, se întâmplă destul de des. Se consideră un mare noroc dacă după asta mașina va rămâne nevătămată. E una când rămân câteva urme de la lovitură și e cu totul altceva ceea ce veți vedea acum. Automobilul nu pur și simplu a pornit sau a dat un pic în spate. El se mișca înspre apă. Era imposibil de oprit această ciocnire. Sala de sport. Mulți bărbați pleacă la sala de sport doar pentru a avea o figură de invidiat pentru a agăța domnișoare. Următorul erou a decis că nu va cheltui timpul pentru un abdomen plat și a început cu cel mai important după părerea sa. Ce mușchi antrenați, domnule? L-am întrebat noi. Ce fel de exercițiu este? Credeți că un astfel de antrenament într-adevăr e eficient? Coșul de gunoi. Uneori este la fel de greu să ții sub control un container cu deșeuri ca și în cazul unui automobil. Tipul nu putea face nimic. Containerul a ieșit chiar pe traseu. Chiar dacă câinii sunt cei mai buni prieteni ai oamenilor, nu fiecare din ei se comportă destul de amabil față de oamenii pe care nu îi cunosc. Dacă nu i-ați plăcut unui micuț de genul dat, va fi foarte greu să vă ascundeți. Noi nu cunoaștem ce a făcut acest tip ca să alerteze toți câinii de pe stradă, dar a avut probleme serioase. Dacă nu se urcă la timp în spatele camionului, cine știe cu ce se va finisa tot acest bucluc. Un necunoscut în ascensor. Ce ați simți dacă ați ajunge în ascensor cu un astfel de tip? Noi ne-am simțit destul de ciudat. Se pare că de la unul ca el te poți aștepta la orice. Se pare că nu doar o mașină poate să-și ia rămas bun de la proprietar, dar și o navă și deloc nu e ușor să o ții pe loc. Niciodată nu trebuie să uităm despre regulile de siguranță. Un paznic pe cinste. Cine a spus că doar câinii păzesc bine? Acest motan le va demonstra tuturor că el cu nimic nu e mai rău. El singur decide cine va intra și cine nu. Nu se teme să atace un câine care pur și simplu trecea pe alături. Acest pisoi nu are nicio frică. Dacă doriți să faceți un rezervor artificial de apă lângă casa voastră, atunci să știți că veți avea mulți oaspeți nepoftiți, inclusiv elani. Pentru a face trucuri faine cu automobilul, nu e necesar să ai o mașină de curse. Priviți de ce este în stare acest șofer. Un moment neplăcut. Asta se poate întâmpla cu fiecare. Sau vrei să te scarpini sau să mai cauți o comoară în nas. Acest bărbat era convins că nimeni nu îl vede, dar camera l-a denunțat. V-ați întrebat vreodată câte ore pe zi stați cu capul în telefon și câte ore priviți lumea din jur? Această domniță la sigur trebuie să se gândească la asta. Nu în fiecare zi poți vedea un automobil de curse pe traseu. Cel mai probabil că viteza cu care se deplasa era cu mult mai mare decât cea permisă. Iată că și poliția deja îl urmărește. Pizza. Oare aceste domnițe erau atât de flămânde încât au riscat să fure sau ele au făcut-o din glumă? Cum nu ar fi, ne pare foarte rău de curierul care transporta pizza. El și așa are un salariu mizer, încă și asta. Un truc în ascensor. Mulți oameni se tem să urce în lift și încearcă să urce scările cât mai des. Ei nu doar că se tem să nu se blocheze, dar și de spații închise cu oameni străini. Noi sperăm că aceste două fete se cunosc între ele. Dacă nu, credem că de la un astfel de truc neașteptat pot să sper și cunoștința. Cum putea să-ți vină o astfel de idee în cap? O cameră ascunsă. În timpul unui show televizat în Noua Zeelandă, echipa de cameramani a făcut o glumă asupra vizitatorilor al unui magazin de haine. Bărbații intrau în cabina de schimb, iar când încercau să iasă, se pomeneau în cabina pentru femei. Reacția lor a fost filmată de o cameră ascunsă. Destul de amuzant a ieșit.
O viață grea. Un tată bun trebuie nu doar să asigure financiar familia, dar și la posibilitate să ajute cu treburile gospodărești. Probabil acestui bărbat este destul de greu. Pe de altă parte, tu l-ai făcut, tu crește-l. Deșeuri sau nu? Acest bărbat a crezut că sunt doar niște deșeuri aruncate, dar s-a adeverit că totul e cu mult mai complicat. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Sperăm că a fost amuzant acest video și nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade și să stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă la M!